Împăratul roman a dispus construirea la Roma a sute de latrine publice pentru care a instituit taxe de folosire. Criticat de unii senatori pentru că scoate bani din ceva murdar, Vespasian a oferit un răspuns care a făcut carieră în istorie. Banii nu au miros. Umanistul italian a avut ambiția de armonizare a tuturor cunoștințelor vremii sale sub egida creștinismului. Așa a apărut interpretarea mistico-alegorică a creației, intitulată Heptaplus. De la începutul secolului al XIX-lea, guvernul francez instituise un premiu de 12.000 de franci pentru o metodă de conservare a mâncării. Parizianul a reușit să facă acest lucru după experimente care au durat 15 ani. A intuit că izolarea ermetică a alimentelor împiedică deprecierea lor. S-a tot jucat cu o bandă de hârtie, a îndoit-o la un capăt și a lipit-o de celălalt capăt. Surprinzător, noul obiect a căpătat proprietăți miraculoase, având o singură parte. Mai frumos e că dacă se taie longitudinal pe mijloc această nouă bandă, nu se obțin două, cum ne-am aștepta, ci tot o singură bandă, dublă ca lungime. Puteți încerca asta singuri acasă. A avut inocența de a crede în ideile cooperatiste, în aptitudinile oamenilor spre cooperare, el inventând și termenul de socialism. Apoi, Marx s-a sprijinit pe teoriile utopicului pentru a elabora principiile comunismului. A oferit prima explicație fizică a fisiunii nucleare împreună cu Otto Hahn și Fritz Strassmann. Nobelul l-a primit doar Hahn în 1944. 22 de ani mai târziu, toți trei au fost onorați, mai mult consolați, cu premiul Enrico Fermi. Elementul 109 al tabelului periodic descoperit în 1997 a fost denumit după numele său. Nepoată de domnitori, până la 10 ani învățase 9 limbi străine, iar la 14 traducea Iliada lui Homer. A devenit cetățean de onoare al Atenei, a fost membru a unor academii, societăți savante, institute, asociații din Grecia, Italia, Turcia, Franța, Austria, Argentina. Eleva lui Dimitrie Paciurea, sculptorul argeșean, a avut primul vernisaj relativ devreme, la 26 de ani. După război, a fost în grațiile regimului Dej, permițându-și să scrie și un tratat de sculptură în două volume, ceea ce nici Brâncuș n-a îndrăznit. Inginerul japonez visător a urmat cursurile facultății tehnice fără a obține o diplomă. A fondat un imperiu știind că atunci când rămâi fără vise, viața nu mai are niciun sens. De aceea s-a străduit până la moarte să atingă un scop. În 1880, statul francez i-a cumpărat controversata sculptură Vârsta de Bronz, comandându-i în același timp un portal pentru viitorul Muzeu de Arte Decorative. El a văzut în acest muzeu Infernul, realizând o compoziție aparent haotică, însă inspirată din opera lui Dante. Poarta Infernului a rămas neterminată. Starul american de film a fost favoritul numeroaselor tabloide, mai ales după ce și-a dezvăluit înclinațiile homosexuale. Se numără printre primele celebrități de la Hollywood victime ale maladiei SIDA. Cineastul american de origine siciliană este considerat, alături de Spielberg, liderul generației de regizori afirmați în anii 70. Înainte de a fi actor, a fost hairstylist. S-a înălțat apoi pe culmile gloriei și ca regizor și ca producător, în ciuda celor doar 152 de centimetri pe care îi măsoară. Avea doar un an când s-a îmbolnăvit de poliomielită, fiind salvată de îngrijirea mamei sale medic. A murit totuși tânără din cauza unui alt flagel care a răvășit lumea în vremuri grele de război, tuberculoza. Descoperirea unor specii noi de crustacee într-o peșteră din Mallorca i-a stârnit apetitul pentru subteran. A fondat astfel o nouă știință, biospeologia. Istoricul a român a avut genialitatea de a oferi limbii române traducerea magistrală a epopeilor homerice Iliada și Odiseea. Ne-a lăsat și o serie de poeme în grai a român. Je m'appelle Sophie Maupu, je fais 1,65 m, j'ai jamais fait de cinéma et ça m'intéresserait d'en faire. A debutat încă din adolescență într-o serie de filme pentru care a primit premiul Cezar și a menținut statutul de vedetă și decade mai târziu, prin 2002, încercându-și norocul și în regie. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.